Cutremurul din 1977 sau prescurtat cum se spune la noi cu tremurul din 77 a fost un cutremur puternic care s-a produs la ora 21 și 22 de minute în data de 4 martie 1977 cu efecte devastatoare asupra României. A avut o magnitudine de 7,4 grade pe scala Richter și o durată de circa 56 de secunde sau 55 de secunde conform altor surse, 1570 sau 1578 conform altor surse de victime, din care 1391 numai în București. La nivelul întregii țări au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat în București, unde peste 33 de clădiri s-au prăbușit. Cu tremurul afectat de asemenea și Bulgaria. În orașul Zvistov, trei blocuri de locuințe au fost distruse și peste 100 de oameni au murit. Epicentrul cu a fost localizat în zona Vrancea, cea mai activă zonă seismică din țară la o adâncime de circa 100 de km. Unda de șoc s-a simțit aproape în toți Balcanii. Salutare și pe am găsit la un nou material. Astăzi m-am hotărât să vă prezint în câteva minute cu tremurul din 1977, având în vedere ultimele două cutremure care au fost ieri și alaltă ieri în România, Sper că acum cât timp înregistrez acest material să nu mai mai trezesc că există și un al treilea cu tremur, doamne ferește. Așa că m-am hotărât puțin să studiem acest cutremur cu tremur și din câte ați văzut, în perioada respectivă au fost în jur de 1.391 de victime sau un jur de 1.570, depinde de anumite uh, surse, iar în Turcia sunt peste 33 33.000, deși cu tremurul a fost de aceeași intensitate. O să vedem explicațiile experților, o să vedem toată istoria cu tremurului, o să vedem ce distrugere a făcut, așa că haide să trecem la material. Deși cu tremurul a fost foarte puternic, replicile sale au avut o magnitudine mică pe scara Richter. Astfel, cea mai puternică replică s-a produs pe data de 5 martie la ora 2 la adâncimea de 109 km. Această replică a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter, fiind urmată de alte replici cu magnitudini între 4,3 respectiv 4,5 grade pe scara Richter. Cu tremurul s-a simțit în aproape toată Europa de sud-est, iar în nord s-a simțit până în Moscova și Sankt Petersburg. În nord-estul Muntenii, sudul Moldovei, cu tremurul a produs efecte puternice asupra solului, incluzând crăpături și fenomene de lichefiere a solului. Pe Valea Prahovei au avut loc alunecări de teren. În seara zilei de 4 martie, președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu consoarta sa, participau la banchetul oficial oferit de președintele Nigeriei în cinstea oaspeților. După tostul șefului statului nigerian, un secretar român a intrat în sală și l-a informat pe Ceaușescu de situația din țară. Răspunzând calm la cuvântarea gazdei, președintele român s-a așezat și a anunțat în particular de dezastru survenit în România banchetului i s-a pus capăt câteva minute mai târziu. La început știrile ajunse pe căi ocolite. Erau confuze, vorbind despre un cutremur de gradul 10, deci despre distrugerea totală a Bucureștiului. Pana de curent de la București făcea imposibilă orice comunicație. În plus, autoritățile locale nu știau ce să facă pentru că nu aveau nici aparatura necesară, ne luând pe moment nicio măsură concretă. După restablarea legăturii cu țara, Ceaușescu a cerut un raport sumar al situației din țară și a dat primele ordine de acțiune Odată cu un apel către populație, s-a instituit prin decret prezidențial starea de necesitate pe întreg teritoriul României. În timpul nopții, o aeronavă a adus delegația română apoi în țară. Pe parcursul zilor ce a urmat, Nicolae Ceaușescu, uneori însoțit de Elena, a făcut vizite în București pentru a evalua pagubele și a calma populația. A dat ordine ferme de a se continua salvarea victimelor chiar și peste termenul considerat limită de supraviețuire cu ajutoare de la Crucea Roșie, mai ales că special pentru astfel de cazuri, Cascadorii și pompierii români au făcut eforturi pentru a salva cât mai multe vieți. Mulți cetățeni au intrat în panică, majoritatea ieșind în stradă. Iată mărturia soldatului Mircea Nimigean din București. Eram santinelă pe acoperișul unui important obiectiv militar, adică deasupra etajului 7. Noaptea era destul de luminoasă și de văzut puteam vedea până departe. Numai că odată parcă n-am mai simțit acoperișul sub picioare. M-am apucat însă bine de ceva și cu ochii numai prin prejur să văd ce se întâmplă, dar nu puteam crede ochilor, cât vedeam cu ochii toate blocurile se clătinau și toate clădirile se înclinau de o parte și de cealaltă ca și copacii pe furtună. Prima undă a fost pe verticală, câteva fracțiuni de secundă a prins să înceteze, dar apoi a reînceput pe orizontală. Cerul a crăpat brusc, de parcă stătea să se frângă în două. Am auzit de tunături îndepărtate, apoi un zgomot înfundat care parcă venea de peste tot, se auzea tot mai tare, apoi a venit un vânt puternic de era să mă zvârle jos. S-a dus, dar apoi s-a și întors înapoi, de data asta cu un miros greu de ars și pormă s-au stins toate luminile, pe cer era un uriaș arc de foc, ca și cum s-a produs un scurt circuit în tot orașul și atunci am zis, gata, Cred că e gata orașul. Deși reacția autorităților a fost slabă în primele ore, foarte mulți oameni au ajutat din propria inițiativă la îndepărtarea dărâmăturilor și la salvarea victimelor. Ulterior, apelului prezidențial s-au trecut la sporirea producției de alimente primare pentru a asigura necesarul populației, la restabilirea forțelor utilitare, apă, gaz, telefoane, curent. Mulți au lucrat ore în șir fără să se odihnească, coprind mai multe schimburi. Au fost trimise ajutoare din toată țara către zonele afectate. Cu tremurul a afectat și Severinul, unde au fost 2000 de răniți. Au fost afectate și monumente de arhitectură. Regimul a folosit pretextul cu tremurului pentru a demola o serie de clădiri care, dintr-un motiv sau altul, erau incomode pentru el. Astfel, Biserica Enei, aflată lângă blocul Dunărea, în dreptul Institutului de Arhitectură Ion Mincu și vis a -vis de Hotelul Intercontinental și Teatrul Național, a fost pur și simplu demolată pentru că prezența ei deranja în cadrul lucrărilor de demolare ale blocului lui dunărea a bisericii a fost lovită cu utilajul de demolare. În acest moment a început o cursă în care, pe de o parte, oamenii de cultură, arhitecți, artiști plastici și așa mai departe, încercau să oprească lucrările de demolare. Pe de altă parte, armata, direct implicată în acțiunea de înlăturare a urmelor cu se străduia să facă să dispară cât mai repede acest monument și lăcaș de cult. Din nefericire, monumentul nu a fost salvat, odată cu el dispărând și picturile murale făcute de către Gheorghe Tătărescu, ca și cele anterior anterioare acesteia, fresce de o mare valoare artistică. De asemenea, fostul sediu al Uniunii Artiștilor Plastici, Casa Arhitect Grigore Cerchez, aflat pe strada Sevastopol, a căzut victimă aceleași acțiuni. Odată pornită, acțiunea de înlăturare a cât mai multor monumente de arhitectură și lăcași de cult s-a extins și asupra colecțiilor și colecționarilor de artă. Sub pretextul punerii la adăpost a oprilor de artă, colecțiile particulare și casele memoriale au fost deposedate de lucrările de artă aflate în patrimonul lor, apărând ideea că s-a finalizat mai târziu a muzeului colecțiilor. Este cazul casei memoriale Muzeul Gheorghe Tătărescu, din care au fost luate lucrările de artă și depozitate în siguranță. După multe presiuni făcute de Georgeta Wertheimer, nepoata pictorului, lucrările s-au întors în casa memorială. Cam atât a fost, dragi mei, și în acest material. Ce părere aveți de cutremurul din 77? Iar de asemenea, dacă ești o persoană în vârstă care a urmărit acest mini-documentar, te invit să spui dacă tu l-ai simțit și dacă ai trăit în acea perioadă și cum a fost. Povestea ta poate să schimbe multe vieți și poate oferi o emoție puternică, și de ce nu o lecție de viață, în cazul în care un astfel de dezastru ne va paște în viitor.